Haideți să vă arăt cum preparați acest tort fără coacere cu sos de vișine și cremă de vanilie. Pentru început am folosit 400 de grame de vișine pe care a trebuit să le spăl bine. Va trebui să le scoateți sâmburii. Eu am folosit această ustensilă specială pentru a scoate sâmburii. Dacă nu o aveți, se pot scoate și cu mâinile. Nu este neapărat să aveți această ustensilă. Am pus vișinile într-o oală, am adăugat 120 de grame de zahăr, 200 de ml de apă și am lăsat totul să fiarbă cam 20 de minute. Apoi într-un bol am pus 50 de grame de amidon, am adăugat 5-6 linguri de apă Apoi puneți oala din nou pe foc după ce ați adăugat amidonul peste vișine și lăsați acolo până se va îngroșa, după care o veți lăsa la răcit. Pentru crema am folosit 800 ml de lapte pe care l-am pus într-o oală, am adăugat 220 g de zahăr, puțină stare și am pus oala pe foc. Apoi, într-un bol am pus 110 g de amidon, am adăugat 4 gălbenușuri de ou, vom mai pune și vanilie. După ce laptele a început să fiarbă, am adăugat amidonul peste laptele fierbinte. Gătim totul cam 5-6 minute pe foc până se va îngroșa. Am lăsat puțin crema să răcească, după care am folosit această formă reglabilă cu dimensiunea de 20 cm, am pus pișcoturile în suc de portocale, apoi am început să montez tortul. Am folosit prima oară sosul de vișine, după care am adăugat crema de vanilie, un strat de pișcoturi, cremă de vanilie și ultima oară sosul de vișine. Pentru cele mai bune rezultate, tortul se lasă la frigider până a doua zi. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. De asemenea, aș dori să știu dacă vă plac torturile fără coacere. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!